Salutare lume, sunt Ionuț și în minutele următoare vă voi arăta cum să faceți un background de YouTube. Păi, mai întâi ne vom duce la File, Open și vom importa un PSD cu setările și niște elemente pentru a putea crea un background de YouTube. PSD-ul puteți găsi în descriere pentru download. Ok, avem aici 4 lere. Acest fade, nu avem nevoie de el, îl ștergem. Și avem Content Area, aceasta este interfața YouTube-ului. Ea nu poate fi schimbată, este pusă în acest proiect doar pentru a putea vedea și pentru a putea aranja elementele în așa fel încât atunci când punem background-ul de YouTube pe YouTube, ca acest content să nu se suprapună peste elementele noastre. De exemplu, dacă n-ar fi fost acest content și noi am fi vrut să știu să colorăm cu alb pe aici, noi n-am fi știut unde se va suprapune acel content. Așa, cu acest content care este pus potrivit, vom ști. Ok. Mai avem Vignette, acest e ca un fel de gradient manual, făcut manual. Și backdrop-ul, care e culoare gri, uitați. Ok. Să începem. Mai întâi vom da dublu click pe backdrop pentru a putea intra în layer style-ul acestuia. Ne vom duce la Color Overlay și vom selecta o culoare care ne place nouă mai mult sau care se potrivește cu ce vrem să facem. Eu voi alege un albastru, uitați aici codul dacă vreți să-l download, dacă vreți să puneți aceeași culoare. Ok, ok. Și pentru a face mai interesant acest background, vom mai crea un nou layer deasupra relui cu Vignette. Ce îmi place să spun Vignette. Ok. Vom lua Paint Bucket Tool-ul cu culoarea neagră selectată, vom apăsa click. Ok. Acum, cu alb și negru, selectat aici alb pentru foreground sau pentru background și negru pentru foreground sau pentru background, ne vom duce la Filter, Render și apăsăm pe Clouds cu layer 1 selectat. Ok. Și vom apărea că s-au creat niște norișori. Dacă nu vă place cum sunt aranjați, apăsați Ctrl F și se vor face din nou. Ctrl F este, uitați, Clouds, Ctrl F. Această comandă redă același efect pe care l-ați folosit cel mai recent, da. Ok, Ctrl F pentru a randomiza puțin. Așa arată destul de bine. Vom schimba blending modul pe overlay de pe normal și vom da opacitatea la 20%. Și automat vom vedea că background-ul nostru este puțin mai interesant. Astăzi selectăm toate layerele, Ctrl-G și le vom numi, haide, ok, le vom numi un background, da, nu era așa greu. Astăzi vom face un background așa foarte complicat, vom face unul simplu care să arate bine și va fi destul de futuristic. Ok, vă voi arăta doar esențialul, adică cum puteți să vă creați dumneavoastră background-ul propriu, cu semnătura dumneavoastră sau cu ce vreți. Sunt sute, sute, chiar mii, chiar miliarde de modalități prin care poți face un background, adică cum îl poți aranja, desigur. Depinde doar de imaginația dumneavoastră. Ok, să continuăm, să ne întoarcem la pixelii noștri. Va trebui să adăugăm un text. Apăsăm pe T, acest T de aici, de la text. Click oriunde în proiectul nostru și vom scrie textul sau numele canalului nostru de YouTube sau orice vreți dumneavoastră. Și Photoshop. Ok, acum apăsăm pe bifatul acesta pentru a aplica textul. Și pentru a-l redimensiona apăsăm Ctrl-T sau vă duceți la Edit și Free Transform. Ok. Acum întoarcem și ținem Shift-ul apăsat pentru a întoarce la fix 90 de grade. Tragem de text, Alt-Shift ținem apăsat pentru a-și păstra proporțiile. Când ne-am hotărât ce dimensiune vrem să adăugăm, apăsăm, aplicăm transformarea. Nu, încă o dată Ctrl-T, puțin mai mic, puțin mai mare. Perfect. Apăsăm pe acest bifa de aici pentru a aplica transformarea. Tutoriale Photoshop. Ok.
Și pentru în caz de aveți parteneriat, faceți exact același lucru ce fac eu aici, doar că logic, cred că și știați, puneți textul în locul cu bannerul. Da, și pe părți puteți spune subscribe sau orice vreți dumneavoastră. Ok. Deci avem aici layerul cu textul tutoriale Photoshop. Dublu clic pe acesta. Îi vom adăuga un drop shadow. Ne vom apropia puțin. Da, acum cu să ne apropiem. Ok, țineți altul apăsat și scroll up pentru a vă apropia. Adică pentru cei care nu și-au dat seama, dăm de rotiță în sus. Deci drop shadow. Să spunem opacitatea la 100%. Blending modul pe soft light. Distance-ul la 1, 2, 3, 5. 5, e chiar bine 5. Debifăm use global light. Și vom schimba puțin angle-ul, cred că la 90%. Nu. La minus 180%. Ok, perfect. Îi vom schimba angle-ul la minus 180%. De fapt, 180 de grade, mă rog. Size-ul lăsăm exact așa cum este. Acum ne vom duce la Gradient Overlay. Blending modul vom lăsa pe normal. Opacitatea 100%. Gradientul. În loc de negru punem un gri intermediar. Și în loc de alb punem un alb foarte, foarte, foarte puțin mai închis. Ok. Știți, apăsați dublu clic pe această săgeată pentru a schimba culoarea. Ok. Style-ul îl vom pune pe Reflected. Iar angle-ul la minus 180%. Ok. Acum noi avem decât să adăugăm un inner glow. După cum vedeți, cu gradient overlay am dat un efect de metalic. Cu inner glow lăsăm totul așa, exact așa cum este, în afară de blending mode și culoare. Îi vom schimba blending modul pe overlay și culoarea pe alb. Ok, pentru a-i crea acest efect de lumină pe margini. Și mai adăugăm un bevel and emboss. Acest efect adaugă adâncime prin adăugarea unor umbri. Umbre, da, umbre. Umbre, umbre, da. Ok, vom da depth-ul la 1000 și size-ul la 0. Chiar dacă selecta size-ul la 0, tot se întâmplă ceva. Iar apoi, shadow mode. Dați opacitatea shadow modului la 0% și opacitatea la highlight mode la 100%. Iar acest efect va adăuga o lumină pe margini. Așa ceva genul că strălucește sau vine o lumină dintr-o parte. Textul arată destul de bine, un efect metalic. Acum mai avem de adăugat niște lumini. Eu știu că se numesc optical flares. Puteți găsi imaginea pe internet. Oricum, imaginea aceasta, veți găsi linkul de download în descriere. Ok, deci după cum am spus, se numește optical flares. Dacă scrieți pe Google sau oriunde, vă va da sute de imagini din astea. Așa. Cu drag and drop pur și simplu tragem cu muftulul în proiectul nostru. Apoi Ctrl T, redimensionăm pentru a o întoarce și ținem Shift-ul apăsat. Vedem că nu trebuie să o mai redimensionăm, dimensiunea este perfectă. Îi vom schimba doar blending modul de pe normal pe screen și vom numi optical flares. Ok, și o vom trage sub content area pentru a putea aranja în așa fel încât contentul de pe YouTube să nu se suprapună pe aceasta. Adică orice layer faceți, îl trage sub content. Regula de aur. Ok, oh fuck. Așa. Trageți undeva jos, pe partea dreaptă a scrisului. Și vom lua brush-ul, după cum cred că ați observat această lumină. Trecerea luminii de pe layerul cu optical flares la celelalte layere este trecută brusc. Vom lua brush-ul. Sau erase tool-ul, mă rog. Selectăm un brush cu hardness la 0. Size-ul acum depinde. De fapt, size-ul puteți să-l selectați ca mine deoarece aveți aceeași dimensiune la proiect. Deci 700, 800, ceva de genul. Ok. Iar acum, mi se pare că am șters prea mult. Ia. Da, am șters mult prea mult decât trebuia.
dăm înapoi cu Ctrl Alt Z, facem puțin brush-ul mai mare la 500 dimensiune și vom da doar pe margine pentru a nu șterge și optical flare. Ok, acum vom selecta layer-ul cu optical flares, apăsăm Ctrl J pentru a-l dubla, îl vom redenumi optical flares 2 și ne vom duce la Edit, Transform și Rotate 180 de grade. Și îl vom trage chiar aici deasupra scrisului, în partea stângă a scrisului. Chiar la începutul lui, pe undeva pe acolo. Ca să arate mai bine. Și cam atât. Am terminat partea stângă, după cum ați văzut, lucrăm doar pe o parte, iar apoi grupăm toate aceste layere, Ctrl G, stânga le redenumim. E bine să vă redenumiți toate layerele pentru a lucra în curățenie, pentru a ști fiecare pentru a ști ce este pe fiecare layer sau în fiecare grup, stânga. Deci aici stânga. Așa, și acum cum facem să-l trecem pe partea cealaltă? Pur și simplu, ținem altul apăsat și tragem de grup în sus și pentru a-l dubla. Îl vom numi dreapta, pentru că o să-l punem în dreapta. Apoi ne vom duce la Edit, Transform și vom da Rotate 180 de grade. Iar apoi, cu muftulul, pur și simplu, îl tragem. Da, îl tragem pe partea cealaltă. Partea întunecată a YouTube-ului. Ok, acum vom deschide grupul și vom selecta aceste două optical flare-uri, da? Și le vom trage puțin mai sus, după cum vedeți acolo nu erau puse bine. Se vedea trecerea de lumină brusc. Și dacă le tragem puțin mai sus, va fi totul bine. Ok. Și aproape am terminat, nu mai avem decât să... Da, uitați, trageți grupul dreapta puțin mai aproape de content. Ok. Acum, putem mai scrie aici, în spațiul ăsta gol, puteți mai scrieți orice. Eu vă scrie subscribe. Ok, tu. Subscribe. Ok. Și cu semnul exclamării. Dacă vreți să știți, fontul pe care îl folosesc este Bank Gothic MD BT. Dacă vreți să-l downloadeți pe internet, este gratis. Ctrl T pentru a redimensiona scrisul. Apăsăm pe muftul sau pe acel bifat pentru a aplica transformarea. Ok. Subscribe. Îl vom încadra puțin în imagine. Dacă vreți să-l mutați doar pe orizontală, țineți shift-ul apăsat și veți vedea că nu se va mai duce în sus. Pentru a avea mai multă precizie. Și îi vom adăuga același layer style, layer style, mă scuzați, de la scrisul de pe margini. Ne vom duce la acest layer cu text, al doilea click, copy layer style, iar apoi ne vom duce la subscribe și vom da paste layer style. Și vom vedea că automat scrisul îi va lua layer style-ul. Dar este ceva greșit. Ceva greșit. S-a copiat bine, doar că va trebui să facem niște mici schimbări. La drop shadow vom selecta angle-ul la 90% și vom da size-ul puțin mai mic, undeva la 4. What the fuck? Nu, 6. Size-ul mai mare. Size-ul mai mare. Nu. Lăsați size-ul în pace. De ce vă luați de el? Am greșit, mă scuzați. Distance-ul era cel pe care trebuia să-l schimbăm. Undeva la 2, 3, 2, da. Mă las size-ul la 4, nu, 6. Ok. Tot nu mă decid. Acum depinde de gust. Ok, e perfect 3, 3, 3. Și distance-ul la 3. 3, 3, 3. Dacă punem 6, 6, 6, ce se va întâmpla? Mai bine nu vreau să aflu asta. Ok, acum ne ducem la gradient overlay și angle-ul vom schimba și pe acesta la 90 de grade. Păi, și cam atât. Ok. Avem scrisul nostru cu subscribe, dar totuși parcă nu se vede acel efect metalic. Vom mai face o mică schimbare. V-am spus, acum depinde de gustul dumneavoastră. Gradient overlay. Ok, scale. Mărim, mișorăm, mărim. Oh, îl vom lăsa așa cum este. Ok. Subscribe și voilà, avem propriul nostru background făcut de noi pentru YouTube.
În caz de vreți să salvați acest fișier, poză, pentru a pune pe YouTube, cu ocazia asta vă voi arăta și cum se salvează o poză pentru cei care nu știu. Ok, mai întâi, acest content area îi vom debifa ochiul. Vă întrebați de ce, că oricum se suprapune peste și nu se mai vadă. Da. Uitați, acest content area are un layer style pe el și are drop shadow adăugat. Dacă salvați poza așa, acest drop shadow va fi aici. Iar când contentul de pe YouTube se va adăuga peste acest drop shadow cu umbra contentului de pe YouTube, se va face o umbră și mai mare. Desigur, puteți apăsa dublu click pe content și să debifați drop shadow. Sau pentru a fi sigur că nu o să se vadă nimic din acest content pe care l-aveți dumneavoastră în proiect, îi debifați ochiul pentru a nu-l mai putea vedea. Vă duceți la File, Save As, mă rog. Și vom redenumi, să zicem, background de YouTube pentru tut de la tutorial. Îl vom salva într-un folder și alegeți formatul de JPEG. Aici aveți mai multe formate în caz de aveți nevoie de un anumit format. Desigur, nu zic neapărat de background, zic poate vreți să salvați orice altceva. Ok, noi vom alege formatul JPEG, acest nu JPEG 2000, JPEG. Și vom da Save. Apoi ne va mai apărea această boxă cu opțiunile imaginii, quality desigur la 12, celelalte lăsați-le așa cum sunt. Mai este o problemă, nu e chiar o problemă. YouTube-ul suportă doar 1 mega de imagine, doar atât. Așa și scrie acolo când vreți să adăugați background-ul. Deci, imaginea mea nu e nicio problemă, are decât 165 de kilo. În caz de... De fapt nu, are 616, mă rog, am dat eu quality mai mic. În caz de aveți peste 1 mega la această imagine, dați calitatea puțin mai mică până va scădea sub 1 mega sau chiar 1 mega, sau 1 mega și puțin, ok. În caz de aveți mai multe elemente, așa se va întâmpla. Nu va scădea calitatea foarte mult, chiar câteodată nici nu văd diferența între quality 8 sau quality 12, dar eu zic că e mai bine. Un număr mai mare este mai bun. Și apoi apăsați OK. Și se va încărca și când vă veți duce în acel folder, veți găsi poza acolo, ca prin minune. Păi, cam asta a fost și pentru săptămâna asta. Nu uitați să vă abonați. Să-mi dați subscribe și share dacă v-a plăcut, asta mă ajută foarte mult. Dați-mi un like sau dați-mi un dislike și lăsați motivul în comentarii de ce nu v-a plăcut acest video. Și dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire în legătură cu acest tutorial, lăsați-mi un coment. La revedere! Ups!